sectoare de elită, să zicem, ale capitalei, unde școlile, într-adevăr, nu arată mai rău decât la Podgorița sau la Tirana sau la Dureș în Albania, e bine, jumătate din România este în Ghana. Jumătate din România are școlile la nivelul Ghanei, dar nu ale capitalei ghaneze, Accra, ci ale orașelor de tip Kumasi, din Ghana profundă. Deci școala noastră este Ghana, tată. Dacă mai țineți minte, cei care aveți peste 40 de ani, în cărțile noastre de istorie și de geografie din anii 80, erau imagini cu școlile continentului negru, școlile lumii a treia, școli pe care, sigur, Nicolae Ceaușescu le saluta deseori așa din IMS-ul sau din 4x4 safari, când se ducea să împuște câte un leopard sau câte un hipopotam, da? Se ducea, el a vizitat, să știți, a deschis anul școlar Neanicu și în Africa, nu numai pe meleaguri românești, se ducea, dădea mâna cu tinerii ghanezi, viitori jucători de fotbal de nivel mondial. Școala acolo nu însemna mare lucru, cum este și în Etiopia. Te duci la școală doar ca să te poți înscrie la atletism. Am văzut un recent reportaj, Etiopia, țara care produce cei mai mulți atleți la nivel mondial, dacă este să luăm secolul 20 și respectiv ce a început din secolul 21, deci Etiopia a produs de-a lungul timpului cei mai mulți atleți și la masculin și la feminin. Sigur, în momentul în care ajung profesioniști, cei mai mulți dintre ei se antrenează în Statele Unite, se și dopează, ajung campioni mondiali, olimpici, africani, de toate tipurile, chiar și paralimpici după ce au un accident de vânătoare sau un accident rutier. Este de departe țara cu cei mai mari campioni. Măcar produce ceva. Deci acolo, văzut în reportajul respectiv, are legătură cu școala românească foarte mult. Școlile lor seamănă cu ale noastre, sau ale noastre seamănă cu ale lor. Etiopia, țara unde s-a descoperit cafeaua și unde și astăzi se cultivă, se pare, cafeaua de cea mai bună calitate. E bine, vedeam femei între trei vârste, adică nu știai dacă are 20 sau 70 de ani, da, despica niște boabe de alea roșii de cafea, le punea într-un sac și spunea, am 17 copii, sper ca măcar 2-3 să ajungă atleți de performanță. Etiopia fiind țara platourilor înalte, cum este ea denumită, adică niște forme de relief senzaționale și, adevăr, niște condiții de alergare cum nu există nicăieri în lume. O țară imensă, peste 1 milion de kilometri pătrați, deci de 5 ori, practic, în suprafața României, podișuri foarte înalte, munți extrem de înalți, nu mai are ieșire la mare după ce Eritrea și-a cucerit independența, asta este sigur o dramă, și acum și Serbia a pierdut ieșirea la mare prin Muntenegru, așa a pierdut Etiopia prin Eritrea și anii ceva de mai devreme în istorie prin Djibouti, dar oricum sunt destul de aproape de Marea Roșie. Te duci la școală așadar numai în speranța că vei putea să faci atletism. Singurul lucru este să ai pe tine niște chiloți, căci că nu poți să fugi în fundul gol. Desculți, da, 90% fug desculți. Probabil că în România rurală ar putea să devină ăsta un scop. Da? Cine știe, în județele alea uitate de lume, județe de care noi nici nu vorbim, Brăila, Buzău, de Hunedoara mai vorbim că ne tot aducem aminte de Nea Cornel, da, este, Hunedoara este un județ din secolul XIX, practic, da? Deci acolo, la țară, dacă te duci, sigur, dincolo de pitorescul locurilor, pentru că sunt niște locuri fenomenale acolo, sate din alea uitate și de Dumnezeu, uitate de absolut oricine, păi imaginați-vă cam cum a început anul școlar la ăia. Cu 2-3 părinți beți mangă cu ocazia începutului anului școlar, profesor probabil rămaș acasă și dormind după cheful de cu o zi înainte, cu popa eventual înfierându-i pe cei care pleacă să muncească în străinătate, în Ungaria, în Slovenia sau în Croația, în general acolo să pleacă din județul Hunedoara, că dați seama cam ce atmosferă trebuie să fie pe acolo, pe la țară, pe la aia. Da, de ce n-ar putea o dată, iată și românii, să se ducă la școală ca după aia de acolo, așa ca un fel de, ce să spun, ca o, o
nu știu, trambulină, da? Să te ducă trambulina respectivă spre ceva, să te propulseze undeva. Da? Îți faci niște, oricum, fiind la școală, mai cunoști și tu pe cineva, dacă stai acasă, ai șanse mai mici. Poate vorbește domnul profesor pentru tine, poate vorbește doamna profesoară, poate ai vreun coleg care are la rândul lui un tată care știe pe cineva. Sigur, noi nu mai avem centre sportive, dar nici ăia n-au în Etiopia, fug de capul lor. Da, te cronometrează unul, stă cu o cârpă după 10 km și da, se preface că se uită la ceas, că bineînțeles n-au nici ceasuri, n-au nici cronometru, n-au nimic, dar chiar și așa, într-un timp din ăsta care se învârte în gol, fără acele ceasornicului, fără secundar, fără cronometru, ei reușesc până la urmă să ajungă să facă performanțe de nivel mondial, probabil după cum bate soarele sau după cum se învârte pământul în jurul lui. Ei bine, am putea să facem și noi asta la un moment dat în județele astea care nu mai au nicio soluție pentru viitor. Bun, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au anunțat că aproape 3900 de clădiri în care funcționează unități de învățământ n-au autorizație de securitate la incendiu. Iată, un lucru care ne apropie extraordinar de mult de Africa. 3900, bă, nu 3, nu 9, nu 39, nu 390, 3900. Ne dați seama ce s-ar întâmpla dacă ar fi o zi din asta de ghinion, o zi fără șansă, așa, și ar izbucni mai multe incendii, coincidență, în mai multe locuri, în școlile patriei noastre, ce dezastre s-ar putea întâmpla. Spuneam de remanierea de toamnă a guvernului Dăncilă, una mai puțin așteptată decât oricând, întrucât ne-am lămurit cam cine poate să facă parte din guvern. Primul pe lista remaniaților, și spuneam sunt vești bune, este George Ivașcu, ministrul culturii, care a fost sprijinit de Gabriela Firea și de Robert Negoiță, liderii organizației PSD București, care sunt în disgrație acum, mai ales doamna Firea. În aceste condiții Ivașcu nu mai poate să continue, lui se reproșează organizarea defectuoasă, calamitoasă chiar, a centenarului, ceea ce este evident o realitate. Un alt ministru pe făraș este Lucian Șova de la Transporturi, căruia Dragnea însuși i-a reproșat că acționează cu frâna de mână trasă și că în aceste condiții nu putem avansa. Vă reamintesc, Lucian Șova este autorul expresiei epocale apropo de infrastructură. Este o rețea de autostrăzi minunată în Occident, dar de asta au venit multinaționalele aici. Au venit pentru că sunt salarii mici. Atunci când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari, iar multinaționalele vor pleca în alte țări căutând salarii tot mai mici, spunând până la urmă că, asta este esența, acolo unde există infrastructură, adică unde există autostrăzi, există șomaj. Cel de-al treilea ministru care are zilele numărate este Valentin Popa de la Educație, spuneam cel care a multiplicat erorile de exprimare, însă nicio șansă ca Petre Daia, Carmen Dan sau chiar Dănuța Andrușcă, la economie, o nulitate absolută, șanse mici ca aceștia să fie vreodată remaniați. În curând însă îi va cădea capul Gabrielei Firea, cel puțin asta deducem din declarațiile secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, care a subliniat că în maximum 2-3 săptămâni, a se citi ACA până la sfârșitul lunii septembrie, va exista un faimos comitet executiv al PSD și acesta sigur îi va tăia capul doamnei Firea, întrucât răul este deja trecut de rădăcină, s-a generalizat practic, este în interiorul partidului, doamna Firea n-a știut care va să zică să-și țină gura și dând informații în exteriorul partidului, uite măcar am aflat și noi ceva, nu mai există partid peste tot. De totuși aici domnul Ștefănescu cred că un pic va lua gura pe dinainte în prostia monumentală pe care o aveți, de care dispuneți, așa, va lua aici un pic gura pe dinainte pentru că
Dacă ați fi tăcut, poate că unii dintre noi și-ar fi imaginat în continuare că sunteți partidul unic. Pe vremea lui Ceaușescu, cu tot respectul, domnul Ștefănescu, nu exista expresia în exteriorul partidului. Dacă la dumneavoastră există, înseamnă că e undeva o fisură și lucrurile trebuie remediate imediat. Sigur, doamna Firea nu va mai fi, ea probabil că va continua să stăpânească Bucureștiul, va candida independent, va cânta acasă în voluntare alături de Pandele, de Florentin Pandele, așa cum a făcut-o și acum pe mai multe glasuri, dar nu va mai fi membră a Partidului Social Democrat și, cu atât mai sigur și mai evident, nu va mai putea să poarte niciun dialog cu greii societății românești care vor încerca să o trimită în hău cât mai repede cu putință. Vorba lui Victor Pontea mai devreme, oricine încearcă să-l critique pe Liviu Dragnea face parte din statul paralel. Astea sunt lucruri pe care antenele nu ni le-au spus niciodată până acum și uite că s-au trezit cu contractele expirate. Au venit cei pe care ei îi adulau, cei care se gudurau pe lângă studiourile voiculeștiene și care astăzi vin și cu nonșalanță ne spun, nu domnule, acolo așa era. Da, cum îl criticai pe Dragnea, cum trebuia să ți se pună eticheta că ești în statul paralel. Lucru pe care noi le-am spus din prima zi. Păi care era atunci mai jurnalist? Noi sau tâmpiții ăia? Dobitocii ăia? Da? Cine făcea dreptate în țara asta? CNA-ul i-a apărat pe ei. N-am văzut niciodată. Și noi am reclamat lucrul ăsta în direct. De nenumărate ori. Tăi, penalizații pentru proastă conduită, pentru falsă conduită, pentru impostură, da, pentru lipsă de competențe, pentru șpagă, pentru pupincurism, pentru cumetrie, da, pentru mitocănie, pentru ce vreți, pentru mitomani, da, niște mitomani toți acolo. Deci în condițiile astea, iată, adevărul era unul simplu, bineînțeles, trebuia protejat călăul națiunii, orice să spunea în jurul lui, cum auzea unul ceva, gata, statul paralel. Și Gabriela Firea și Victor Ponta și cei care au făcut parte din guvernele deja remaniate de Darius Vâlcovi, de Liviu Dragnea, au spus exact același lucru. Au mai rămas anteniștii încă să țină steagul imposturii sus. Și ăia de la RTV, continuând să mintă pe bani derulată. Dar să mai satură și dintre ei. Avem astăzi informația cum că eterna Laura Nureldin, de origine sudaneză, tatăl său fost student sudanez la Iași, înțeleg, a abandonat corabia antenei, spunând că nu mai putea. Umpluse nu paharul, ci oceanul acolo, de atâta impostură, până la urmă a renunțat la cariera de prezentatoare de știri, întrucât să asfixia, să sufoca în bătaia de joc care domnea acolo. Bun, dar nu față de ei avem noi, bineînțeles, un cui, sau nu cel mai important cui în momentul de față, ci față de această societate, da? Care se gudura și asculta niște baliverne pe care chiar și un copil de clasa 4-a ar fi trebuit să le cearnă repede, să separe practic grâu de neghină fără probleme, dându-se seama că nu pot fi adevărate. Da? Toate prostiile, toate greșelile de la guvernare erau ambalate în așa fel încât să dăm vina pe un stat paralel. Statul paralel, adică al lui Iohannis și a tuturor celor care îl contestau pe Liviu Dragnea, numai ca să meargă mai departe șandramaua. Până când? Probabil până în toamna asta undeva. Nu cred că vor putea supraviețui actualii lideri ai Partidului Social Democrat dincolo de toamna acestui an. Mi se pare imposibil. Bun, PSD este până una alta, dragi prieteni, conform studiilor, Partidul Pensionarilor, de aici înainte nu mai e nicio îndoială. Mai mult de jumătate din membrii PSD-ului au aproape 70 de ani. Sunt în total 547.850 de membri cu cotizația la zi, a spus Cotrin Ștefănescu. Cotizația este de un leu pe lună. Și zic că pensionarii, știți, plătesc de pe 1 ianuarie pentru tot anul. Da? 12 lei, înțeleg că îți achiți cotizația de PSD-ist pe tot anul. Ca după aia să turui pe bancă sau în spatele câinelui pe care îl scoți la plimbare că tu ești la guvernare.
După centralizarea datelor pe care PSD le-a comandat, rezultă că 59% din membrii partidului sunt bărbați. 53% au vârste de peste 60 de ani. 43% au studii liceale, 11% au doar studii gimnaziale, 14% au studii profesionale. Liviu Dragnea, care este președintele PSD de aproape 3 ani, octombrie 2015, a candidat, vă reamintesc că și a ieșit, era unic candidat, a adunat exact ca Neanicu, 97% din voturi, 2,2% n-au votat însă cu Liviu Dragnea la alegerile respective, 435.000 de membri de partid au participat. Liviu Dragnea, care este asemuit în ultima vreme în Partidul Social Democrat cu Ceaușescu, dar să știți că nu din motivele pe care le-am tot enumerat,